Unul dintre cele mai neplăcute momente în timpul iernii îl reprezintă curățarea mașinii dimineața. Pentru a nu pierde prea mult timp cu parbrizul sau oglinzile înghețate, există câteva trucuri de care e bine să ținem seama. Specialiștii ne oferă câteva soluții simple cu ajutorul cărora să facem față mai ușor dimineților reci, atunci când trebuie să curățăm mașina care a stat afară peste noapte. Pentru ferestrele înghețate se poate folosi un amestec din oțet și apă și se pulverizează pe acestea. După acest procedeu, geamurile se vor dezgheța imediat. O altă variantă ar mai fi amestecul din cantități egale de spirt și apă, cu puțin lichid pentru spălat vase. Pentru a putea deschide încuietorile mașinii înghețate, alcoolul poate îndepărta gheața pentru a vă permite să descuiați mașina, punând doar câteva picături pe cheie. De asemenea, se poate utiliza și metoda care presupune încălzirea cheii cu un chibrit sau o brichetă înainte de introducerea în broască. În ceea ce privește ușile înghețate, se poate folosi un spray pentru garniturile de cauciuc, pentru a uita rapid de problema ușilor înghețate. Practic, se pulverizează lichid din spray pe garniturile din cauciuc și se freacă cu un prosop de hârtie. Pentru parbrizul aburit, o modalitate ușoară de a remedia problema este frecarea cu o gumă de șters. Acest truc va curăța parbrizul cu ușurință, fără a lăsa urme. Un alt truc este umplerea unui ciorap vechi cu nisip silicat și punerea lui sub scaunul mașinii. Acesta va absorbi umezeala și va preveni aburirea geamurilor. Pentru oglinzile laterale înghețate, acestea se pot acoperi peste noapte cu pungi, iar dimineața nu va mai fi nevoie să fie curățate. Iar pentru a nu rămâne cu mașina blocată în zăpadă, o idee bună ar fi păstrarea unui sac cu nisip în portbagaj. Un alt truc este utilizarea covorașelor din mașină. Plasate sub neuri, acestea vă vor permite înaintarea și ieșirea din impas.